Bine, v-am găsit, stimați spectatori. Invitatul nostru e un profesionist al chirurgiei, doctorul Adrian Lobonțiu sau Lobonțiu, cum preferați, domnule doctor. Lobonțiu în România, Lobonțiu afară în Franța. Pentru că dumneavoastră sunteți stabilit în Franța de niște ani, sunteți monsieur le chirurgien la ce spital? La spitalul Henri Mondor din Paris. Este un spital universitar care are toate disciplinele, de la chirurgie până la toate disciplinele medicale. V-ați gândit vreodată câți medici proveniți din școala românească de medicină funcționează în străinătate? Cred câteva zeci de mii de medici care funcționează în străinătate, care au părăsit România. Dumneavoastră, când ați părăsit România? În 1993, la vârsta de 28 de ani. De unde ați plecat? Din Târgu Mureș, eram rezident în chirurgie generală. Am plecat la Paris și aveam 475 de franci francezi în buzunar, sub 100 de dolari. Salarul meu pe o lună, ca rezident în chirurgie generală în România. Maximum de câștig într-o lună, în toată cariera asta din străinătate sau din străinătățuri, cum vă sună mai bine? Din străinătățuri, mai bine. Are ceva trist, străinătățuri. Da. Deci maximum de câștig cât a fost. Poate vă privesc acum niște copii care n-au niciun chef da. să învețe da. și poate văzându-vă pe dumneavoastră și auzind că din această meserie se poate câștiga ceva, o să se apuce să învețe. Într-o lună se poate ajunge la 20, 25, 30.000 de, de euro. Depinde cât de mult lucrezi, depinde câte gărzi ai, depinde câți bolnavi tratezi depinde câte proiecte chirurgicale ai, dar vreau să spun că nu este un salariu fix. Deci, domnule doctor, sunteți plecat din Târgu Mureș și sunteți născut la Reghin. În Reghin am născut și la vârsta de 3 ani am plecat la Târgu Mureș. Tatăl este inginer, este la pensie, inginer agronom, iar mama este profesoară de istorie și geografie. Și amândoi sunt la pensie acum în Târgu Mureș. Și am o soră care este medic, și ea la rândul ei, stabilită în Paris. Deci părinții în au Paris. doi copii medici în Paris. Ei au fost foarte triști când am plecat, în primul rând când am plecat eu, și după câțiva ani de zile, după trei ani de zile, a Ați plecat tras -o și dumneavoastră sora mea, am tras-o și eu după mine, știind exact care sunt modalitățile de a continua specialitatea acolo și ea a venit în 1996. Și părinții vin să vă viziteze? Vreodată? Părinții vin, o dată de două ori pe an, vin să ne viziteze, se plimbă în Paris, îi ducem când avem timp, îi plimbăm prin Paris, se simt bine, dar noi ne simțim mult mai bine când venim noi în România. Da? Dar nu atât resursăm. de bine încât să vă înregimentați în sistem sistemul sanitar, medical românesc. Nu cred că atât de bine ca să mă înregimentez curajul în sanitar. Curajul ăsta nu l-ați avea. Nu l-aș avea. Am deocamdată curajul să vin și plăcerea îmi face o deosebită plăcere să vin și să lucrez cu echipe performante, cu echipe de chirurgi de aici, din România. Pentru că dumneavoastră sunteți specializat în chirurgie robotică și în chirurgie minim invazivă, cu o chirurgie care nu apelează la tăierea organismului. Fără nu? nicio tăiere. Și se bazează foarte mult, deci, pe tehnică, e foarte tehnicizată și computerizată maniera asta de a face chirurgie. Vin pentru că plec în Statele Unite, mă specializez pentru o anumită tehnică chirurgicală inovantă și vin din plăcere pentru ca să ajut colegii și foștii mei profesori Facultatea de medicină ați făcut-o în Târgu Mureș. Am făcut-o în Târgu Mureș cu profesori deosebiți Maestrul dumneavoastră cine a fost? În facultatea de medicină cel care mi-a pus bisturiul în mână a fost eminentul profesor academician de chirurgie Victor Emilian Bancu Ați spus frumos, cel care mi-a pus... Bisturiu în mână. în mână, dar chiar se pune bisturiu în mână sau e un fel de a spune? Chiar mi-a pus bisturiu în mână la propriu, țin minte, într-o colicistectomie Colicistectomie, pro... adică era un bolnav adică care își extirpa bolnav. bila prin tăiere clasică, Vedeți? Ce se ajut? întâmplă când bolnavul da. i a adormit? Eu... Profesorul îi dă bisturiu unui novice care nu mai operase niciodată nimic Am fost foarte surprins, însă pilotul conduce avionul întotdeauna Profesorul a condus această operație de la cap până la coadă. Bineînțeles că tremuram, mi-a tremurat mâna, însă am luat bisturiu și am spus: Nu trebuie să tremur, nu trebuie să se vadă nimic din emoția pe care o am. Și am spus, bineînțeles, pot să o fac. Aceasta Erați a fost. student? Eram student în anul 4 de facultate. Cred că m-a văzut acolo zi și noapte, în bloc operator. Ne chema de noapte, nimeni, ne, ne chema trimis de, de nimeni. nimeni. Benevol, asistând la multiple intervenții Nu vă dădea nimeni afară, nu ziceau, du-te afară. Nu, din potrivă, era lipsă de personal, deci da? dacă era cineva benevol să ajute, era bine Nu, făceam în vacanțe și în timpul săptămânii. Vă îmbrăcați în hălățel? Aveam hălățelul meu, aveam dulăpiorul meu Așa? și eram foarte mândru de mine, cu saboții albi, intram în în spital, îmi plăcea să vorbesc cu bolnavii, îmi plăcea să aflu istoria bolnavilor, ce se ascunde în spatele lor, de ce suferă, de când suferă, care, care sunt problemele lor, ce medicamente deci, iau. Deci erați un provincial generos, domnul da, domnule îmi plăcea, un îmi copil mare, că păreați, cred, un adolescent. Exact, toată lumea îmi spunea, credea că sunt, bineînțeles, Fugit de, pe student, da, de pe băncile școli. Deci profesorul v-a văzut acolo zi și noapte. I s-a făcut vrut, milă. I s-a făcut milă și mi-a pus bisturiu în mână, dar a avut încredere în mine și cred că a vrut să mă recompensez. Mă lăsa să asist, bineînțeles, a treia, a patra mână, dar așa am învățat fiecare gest. Mergeam acasă, citeam Țineați minte gesturile? minte în gesturile, deci știam operațiile, le știam pe din afară, știai fiecare gest. Nu e nimic complex, Bineînțeles că este complex, dar totul este simplu, totul se învață, ca și cum pilotezi un avion. Ți se pare complex, dar pentru pilot cred că este foarte simplu. Este un checklist care se prepară orodată ce ai checklistul, este ca și... O suită, de gesturi o, suită de gesturi. o de Și totuși nu e chiar așa. În primul rând nu poți... Până și un lucru banal, cum ar fi condusul unei mașini, nu poți să-l înveți oricât te-ai uitat la altul cum conduce, până, până când nu, nu conduci, conduci și tu. Nu poți. Deci trebuie să exersezi. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte există chirurgi talentați și există chirurgi ne netalentați, chirurgi cu două mâini stângi, cum s-ar spune. Ori dumneavoastră, cum faceți diferența între un chirurg talentat și unul netalentat? Chirurgii netalentați se autoelimină. Se elimină singuri și până la urmă colegii își dau seama, pacienții își dau seama, nu mai vin la acest medic. Și după ce ați făcut acea primă operație, ce v-a spus? Mi-a spus foarte bine. Pentru mine a fost un eveniment extraordinar. L-ați povestit acasă? Bineînțeles, am fost foarte mândru acasă, i-am povestit mamei, i-am povestit tatălui meu, i-am povestit tuturor prietenilor. Eram în al nouălea mm -hmm. Nu mi-a trecut niciodată prin cap că voi părăsi Târgu Mureșul, mai ales înainte de 89 nu, eu mă vedeam în Târgu Mureș, asistent cu o carieră în Târgu Mureș până la adânci bătrânețe. Însă îmi plac provocările. Tocmai de aceea am plecat ca să-mi demonstrez mie însumi că sunt capabil Eu am crezut să că ați plecat că nu vă ajungea 100 de dolari pe lună. Și <laughs> pentru că nu mi-a ajungea 100 de dolari pe lună, dar mm -hmm. și pentru că vreau să descopăr altceva, să descopăr o altă lume. Vizualizându-vă copilăria, prima imagine care e? mi amintesc de mama mea care mă plimba într-un parc, în care erau alți copii în jurul meu, era o gălăgie imensă, iar eu o țineam foarte strâns de mână, întrucât aveam oarecare teamă față de cei din jur. Iar da? mama mă asigura și îmi spunea, nu-ți fie teamă, totul e în regulă, mama e cu tine. Astea sunt primele, primele amintiri. Vedeți și dumneavoastră când ați crescut mare? Ați plecat. Mi-am dat seama de durerea pe care am provocat-o și mamei și tatălui meu, dar simțeam că voința mea de a mă realiza, de a descoperi alte orizonturi era mai puternică. Ați aterizat, deci, la Paris sau ați mers cu trenul? Am mers cu trenul, nu aveam <laughs> da. nu aveam bani. Ați eu... coborât, bănuiesc, în gardoles. <laughs> în Gardălesc, exact. Cu, Sub... cu 100 de dolari în buzunar? Eram foarte grijuliu și... să nu pierd, știam exact unde am bani. Ați spus ca un celebru personaj din literatura franceză, privind Parisul, a nu de. A în seul dans Paris. De. Și încet, încet am ieșit din gara de est cu o valiză, atât aveam, o valiză și 475 de franci, francez în buzunar și am luat metrou până la spitalul care m-a Unde aveam o cameră în interiorul spitalului. De luni dimineața, de la 6 până vineri seara, la ora 12, eram în gărzi, dormeam în spital și era foarte practic pentru că nu trebuia să iau metrou, nu erau mijloace de transport, nu erau bușoane care ne omoară astăzi și puteam să-mi consacru toată ziua și toată săptămâna în spital. Cum se termina săptămâna? De sâmbătă dimineața până duminică seara eram cu ghidul Michelin, și străbăteam Parisul un lung și în lat pe jos. Și așa am cunoscut Parisul timp de șase luni. La început am avut o bursă și m-au plătit destul de prost, dar pentru mine era de 10 ori mai mult față de ce câștigam în România. Să ne întoarcem însă la Târgu Mureș. și pe urmă, o să ajungem la Paris și la chirurgia robotică la filmul științific o fantastic da. în care dumneavoastră jucați astăzi. Apropo de science fiction, cu câți ani medicina avansată a lumii e înaintea medicinii din România? Diferența este cam de 15-20 de ani. Pentru că nu este e chiar atât de grav. Nu e chiar atât de grav, pentru că în Franța, în Germania și în alte țări tehnologia este avansată. Deci, de tristețea e că un om care are nevoie de o operație, luând un tren și ajungând în altă parte a lumii, va fi operat cu 20 de ani mai, cum să spun, mai tehnic? Mai tehnic, mai sigur cu medicamente care există, cu alte mijloace tehnologice care evită punerea vieții în pericol în cazul în care intervine o complicație majoră în actul operator. Vă referiți și la ceea ce urmează unei operații, și la pentru și riscurile că așa care se sunt prevăzute, spune, operația a reușit, pacientul a murit. Exact, este nedrept și este o realitate. Dar chiar în Paris sunt anumite spitale care sunt specializate în anumite, în anumite intervenții chirurgicale, ori dacă nu locuiești în arondismentul în care trebuie, Ești poate programat pentru o intervenție chirurgicală într-un într spital în care poate nu este echipa chirurgicală care este cea mai performantă. Dar nu poți să-ți alegi spitalul și echipa dacă plătești? În caz de urgență, nu. V-ați gândit vreodată că ați putea. Cădea și gândit. ce se întâmplă când devii obiect. M-am gândit că eu ajut atât de mulți oameni care să fie tratați în cele mai bune locuri și cu specialiștii cei mai buni, și m-am gândit că s-ar putea să mi se întâmple mie, în caz de urgență, să fiu tratat la un spital care nu corespunde deloc din punct de vedere al pregătirii echipei medicale sau chirurgicale respective. Dar acest risc există și nu știm niciodată când apare. Urgența e ceva ce se întâmplă numai altora, ca și moartea. Ca și moartea. Exact, am fost foarte impresionat. la Prima prelevare de organe am ajuns în 1993 la Paris. Profesorul meu de chirurgie îmi spune, este o urgență, Adrian, repede în elicopter, îmi trebuie cineva să mă ajute să prelevăm organe de la un accidentat. Nu știam încă ce este transplantul hepatic, nu știam încă transplant, nu făcusem în 93, nu exista încă. Erați nu abia nimic. Ajuns în eram Franța. abia ajuns în Franța, vorbeam franceză, învățasem la școală franceza și engleza, deci mă descurcam. Mă trezesc în elicopter, parcă eram într-o altă lume. Ajung la spitalul Arimondor, intru în bloc operator și rămân surprins. Pe masa de operație se afla o fată tânără, o fată frumoasă, de 22 de ani, care era în moarte cerebrală. Am rămas împietrit, m-a cuprins o emoție. I se întâmplase un accident pe autostradă și trebuia să îi se preleveze toate organele. Dar arăta ca un cadavru sau arăta ca prințesa adormită? Arăta ca prințesa adormită, era roșie în obraj, era menținută artificial în viață, era caldă. Am pus mâna pe ea, era caldă și de o frumusețe indescriptibilă. În capul dumneavoastră atunci? A fost un sentiment ambigu. A fost sentimentul datoriei. Trebuia să merg acolo și să demonstrez că sunt tare, că sunt capabil, Că sunt chirurg, că trebuie să fac fața acestui șoc. Când trebuia să operăm pe cineva, trebuia să deschidem pe cineva, deschideam cu ideea de a-l reface, de a-l reînchide și a-i reda viața. Ori aici știam de la bun început că trebuia să deschidem pe cineva căruia nu-i vom mai reda niciodată viața. În esență era simplu de făcut o incizie, dar psihic eram șocat de faptul că acestei paciente nu-i voi mai putea reda niciodată viața. Autopsii nu fac uzerăți la Târgu Mureș. Ba da, dar autopsia este cadavru, știi că este deja un cadavru și va rămâne cadavru. Ori aici era o ființă umană care era încă vie pe masă și care cu câteva ore înainte avea o istorie, avea o viață. Era în mașină, urma să se întâlnească în Paris cu prieteni și să se distreze. Ce e, de fapt, moartea cerebrală? Creierul nu a fost oxigenat timp de mai mult de 3 minute. Creierul e mort, pacientul este intubat și ventilat, dar este prea târziu. Deci, ați văzut pe masă o fată frumoasă pe care ați fi putut o iubi, de care erați, fi putut îndrăgosti. erați îndrăgostit la acea oră? Nu eram îndrăgostit. Eram singur, aveam un singur obiectiv să învăț cât mai multă chirurgie și să fiu cât mai profesionist. Să demonstrez că am putut ajunge din România în Franța și pot să fac față, ba, chiar mai mult decât francezii. Eram un profesionist care trebuia să-și facă treaba, aveam o mască, nimeni nu știa cine sunt, știa doar că este medicul care trebuie să prepare pacientul pentru prelevarea organelor. Iar eu trebuia să-mi înving această barieră psihică și să demonstrez că sunt capabil să o fac, deși în interiorul meu am avut niște emoții extraordinare de puternice. Poate a fost juge. singura secundă din viața dumneavoastră de până acum în care v-a părut rău că aveți meseria asta. S-ar putea să fi fost singura secundă, nu au mai fost după aceea. După ce am preparat pacienta pe masă, bineînțeles este izolată cu câmpuri, operatorii, nu se vede fața, nu se vede nimic decât organele, au venit celelalte echipe, de chirurgi cardiaci, de chirurgi urologi, de chirurgi visceral, de chirurgi uh, oftalmologi, și au prelevat absolut toate organele. Au venit pe rând echipele sau simultan? Simultan, dar se prelevează într-o anumită ordine. În ce ordine? În ordinea, inima se lasă la sfârșit. Inima trebuie să lasă. Inima e ultima. Inima e ultima. Și după ce inima a fost preluată, au venit oftalmologii și care au prelevat cornea. Atâta vreme cât oftalmologii nu au fost acolo, fata fiind acoperită cu câmpurile operatorii, nu-i vezi fața. La sfârșit când oftalmologii au venit și am văzut cum au mutilat o pe acea fată frumoasă care avea niște ochi superbi, care i-au luat uh, cornea, m-a impresionat cel mai mult. Plângeam de emoție, uh, eram transpirat și mi era frică să nu mi se facă rău. Au plecat toți după ce au prelevat toate organele și au luat Prada și -au, -au, au plecat. Pe de altă parte, era un imens bine pentru că, vă dați seama, toate organele care plecau erau vieți salvate. Asta m-a ținut în putere. Frumoasa adormită a făcut cadou 5 6 vieți. Și ceea ce m-a impresionat și mai mult este faptul că toate aparatele se decuplează. Toate echipele au plecat cu organele, iar eu am rămas cu un cadavru în bloc operator, având sarcina să închid și să-l fac cât mai frumos pentru a fi redat familiei. Refuzam să o privesc, pentru că pentru mine era aceeași fată frumoasă de 22 de ani pe care am văzut-o roșie în obraj când am intrat în bloc operator. Chiar dacă acum era un corp mutilat și cu ochii scoși. Chiar dacă acum era un corp mutilat și cu ochii scoși. Înainte de prelevarea organelor era o efervescență. Era un tumult în bloc operator. Fiecare dorea să preleveze organul în cea mai bună calitate pentru a asigura viața și alte vieți. Iar acum totul era pustiu, era ora 5 dimineața, era liniște, eram singur cu asistenta care m-a ajutat să închid această fată și să o închid cât mai frumos. Chiar asistenta îmi spunea, hai să o închidem mai repede, e ora 5 dimineața, am lucrat atât de mult, am lucrat toată noaptea să, să, ne grăbim, să ajungem mai repede acasă. Și am spus, nu, vreau să o închid și să o redau familiei tot așa de frumoasă cum a fost când a ajuns aici. Dacă pe stradă v-ați întâlni acum cu acea fată, ați recunoaște figura? Aș recunoaște. Aș recunoaște în detaliu figura. Ce culoare avea ochii ei? Verzi. Știți că s-a discutat mult pe marginea unor cazuri de pacienți care supraviețuiesc intubați ani și ani și au fost conflicte chiar în aceeași familie. Nu mai vorbesc de comunitatea medicală. Dumneavoastră ați fi pentru sau împotriva deconectării de aparate? Dacă nu mai există activitate cerebrală, nu mai există nicio șansă. Și există pacienți fără activitate cerebrală și menținuți artificial? în viață? Există pacienți menținuți artificial în viață, costurile sunt enorme și știm că șansele sunt foarte mici. Și totuși medicina nu cunoaște și minuni de oameni care au revenit la activitatea cerebrală când nimeni nu se mai aștepta. Sunt minuni, dar statistic și științific s-a demonstrat că șansele sunt foarte mici. Dar viața, domnule doctor, nu trebuie măsurată, cred, cu statisticile. Dacă există o șansă la un milion, e vorba de o viață care are dreptul ei. Să nu mai poți să faci nimic și să stai ca o legumă în pat este, este ceva care nu mi-aș dori. Deci pentru dumneavoastră concluzia este asta. Viață egal activitate. Așa am fost educat de mic copil. Muncește, demonstrează că ești capabil, demonstrează că poți să reușești și așa am reușit. Faptul de a fi bine pregătit, faptul că făceam gărzi ca, vara, student. ca student sau în vacanțele de vară, în iulie și în august, ca petreceam să să la clinica un ban. de chirurgie ca să câștig un ban, ca să învăț, ca să mă pregătesc, pe mine asta m-a pasionat. Și cum ați terminat facultatea? Eram al treilea. Ce s-a ales de ceilalți doi din fața dumneavoastră? Prima a fost o fată, este medic primar chirurg în chirurgie plastică iar al doilea pe listă este în Germania. În România vi se pare că se ajunge profesor prea târziu față de Occident? Cred că prea târziu. În Occident am văzut foarte mulți profesori care sunt tineri, la 30 și ceva de ani, la 35, 36 de ani sunt numiți profesori. Ori așa ceva în România e rarisim. Cred că e rarisim, cred că sistemul este mult mai rigid. Ori, în, în Franța, în Statele Unite mai ales, e performanța care este evaluată în primul rând. Și nu vârsta, nu vârsta. se ia în considerare. Și dumneavoastră, cum v-ați luat zborul? Părinții știau de proiectul dumneavoastră de a părăsi Târgu Mureșul? Nu știau. Aveați pe cineva la Paris când nu ați Nu aveam pe absolut nimeni la Paris. Aveam pe profesorul Didier Houssain. I-am scris un comentariu a unui articol pe care l-am citit despre transplantul hepatic și în care am pus 4 sau 5 întrebări de care a fost absolut uimit. I-am Număreș... scris o scrisoare, că e... nu exista internet atunci. Nu exista internet atunci și era foarte greu să-ți procure articole, însă mergând la biblioteca de medicină și studiind la biblioteca de medicină, am dat peste un articol scris de profesorul Didier Usa, de la Spitalul Coșa din Inima Parisului despre transplantul, despre transplantul hepatic. hepatic. Și l-am citit acest articol și încercam să-l înțeleg și l-am recitit și l-am re-recitit și am avut curajul să-i scriu acestui profesor și am pus patru întrebări precise despre articolul dânsului. Mare mi-a fost surpriza ca după două săptămâni să primesc o scrisoare în care să-mi răspundă la fiecare întrebare și să-mi propună, dacă doresc, să vin să mă specializez la el în clinică, la Spitalul Coșan, în Paris. Pentru câtă vreme? Pentru șase luni. Și cum zic francezii, le provisoire se le provizoar. Se le <laughs> Dumneavoastră s-a transformat Am... provizoratul în cetățenie franceză. Pentru că da. acum sunteți cetățean francez și sunteți chirurg la un spital prestigios al Parisului. Da. Țin minte și acum eram în clinica profesorului Hughe, un profesor vestit de chirurgie, care opera foarte mult de dimineața până seara. Veneau multe laboratoare cu noi instrumente chirurgicale să le testeze, cu noi instrumente de chirurgie digestivă, cu noi instrumente pentru chirurgia colonului, cu noi instrumente pentru chirurgia stomacului. Era copleșit. Nu mai avea putere să mai testeze aceste noi instrumente chirurgicale. Ori pentru mine era o plăcere. Eu vedeam cei care vin de la laboratoare, de la mari companii americane, care fabricau aceste noi instrumente inovante în tehnologie și care trebuiau testate. Deci v-ați descoperit la Paris latura asta novatoare, curajul de a încerca altceva. De a încerca lucruri noi, inovante, de a ieși din rutină de a nu merge pe căi bătătorite. Nu riscați să păreți un aventurier? Poate că sunt un aventurier, de aceea sunt și atipic. Când i-am spus profesorului meu, care m-a însărcinat să testez toate aceste instrumente chirurgicale noi, că mi s-a propus să plec în Statele Unite și să mă specializez în anumite domenii de chirurgie tehnologică de avangardă inovantă, mi-a spus, Adrian, tu nu-ți dai seama care e șansa vieții tale? Tu ești român, ai venit în Franța, ai demonstrat că ești capabil, eu vreau să-ți dau un post în clinica mea, un post de medic-chirurg. Cui crezi că îi se oferă această șansă? Nici francezilor nu li se oferă această șansă. Însă eu am spus, nu, pentru mine e ceva mai puternic decât pot să descriu și am fost hotărât să plec în Statele Unite și să mă specializez în chirurgie robotică. Când am auzit că e vorba de tehnologie de la NASA. Cine pe... va racola, domnule doctor? Nu știu dacă în viață este hazard sau nu. Însă cred că avem un destin fiecare. Am Restul e, restu e fatalitate. Am fost la un congres de chirurgie când l-am întâlnit în anul 1998 pe un eminent chirurg american, Fred Moll, care a fost fondatorul... Un, uh, intuitive Surgical, acestei companii americane de chirurgie robotică. robotică. Pentru și acest mol probabil era pasionat de inginerie, uh, colabora cu NASA. Da, și avea nevoie de un chirurg care să fie director cu programele clinice pe Europa și să introducă această tehnică inovantă în toate țările în Europa. Acest chirurg pe care l-ați cunoscut și căruia i-a spus da în câtă vreme? I-am spus da în 48 de ore. Am vrut prima dată să dorm o noapte, ca așa fac întotdeauna. Nu spun niciodată, zic că îmi trebuie da? 24 de ore de reflexie. Iar după aceea l a mai sunat și am spus mai îmi trebuie încă o zi de reflexie, dar eram hotărât în sinea mea. În ce an a luat naștere chirurgia robotică? În 1995 sau au pus bazele chirurgiei robotice într-un mic orășel din sudul San Francisco, din Silicon Valley, în Mountain View. Vă și chirurgia asta? robotică are la bază, ca să zic așa, o cauză politică sau istorică, în sensul că ea a fost imaginată pentru ca să fie ajutați soldații care pe sunt răniți pe, front, pe ca front, ca să poată fi operați la distanță. Ca să poată să fie operați la distanță prin intermediul satelitului telesatelitar, astfel încât chirurgul să fie la adăpost... La, așezat la o consolă să manipuleze niște manete. Ca într un joc. Ca într un joc. Dar jocul e o operație Jocul reușită. este o operație reușită. Iar brațele robotice sunt trimise pe câmpul de luptă, acolo unde se Efectuează operația în sine. Orice chirurg, așa cum zicea Picasso despre pictori, orice chirurg care știe chirurgie robotică, trebuie să știe să opereze și clasic, nu? Bineînțeles. Chirurgia robotică prezintă o serie de avantaje. Pe primul loc e avantajul că poți opera la distanță. Alte mari avantaje care ar fi? Progresul în chirurgia robotică constă și în faptul că precizia este de o calitate extraordinară. Tremurul involuntar al mâinii chirurgului, este eliminat de computer, iar ceea ce se transmite la vârful instrumentelor chirurgicale în pacient se transmite doar gestul care trebuie efectuat, fără niciun gest parazit. Dar Și sunt operații unde nu e atât de important tremurul, nu? Depinde sunt de operații. Depinde, dar când este vorba despre un bypass coronarian, cu care am avut ocazia să lucrez cu profesorul Daniel Oazans, la Spitalul Orimondor, acolo este vorba despre Microni și milimetri, deci sutura este foarte fină, acolo este foarte important ca tremurul să fie eliminat. Între mâinile chirurgului și instrumentele chirurgicale care se află în bolnav, se interpune un computer. Iar acest computer analizează și transmite fiecare gest al chirurgului de la consolă în interiorul bolnavului. Acest gest este analizat de 1300 de ori pe secundă. Un ceva ce face mintea, mintea nu poate să conceapă. Mintea nu poate să conceapă da. această Deci dumneavoastră spuneți, e un fel de mână ca o sumă de bisturie, nu? Ca o sumă de pense, de bisturie, de, de foarfece, de agrafe, toată gama de instrumente chirurgicale care Recuperează, care telecomandată de la un pupitru de către chirurgul propriu-zis. De către chirurgul propriu-zis. Și propriu -zis. Doamne ferește, se întâmplă ceva și aparatura o ia rasnă, chirurgul scoate totul din priză și face o operație clasică, Bineînțeles. simplifică. Bineînțeles, în cazul în care se întâmplă ceva cu robotul, oricând se poate converti din operație robotică în operație la Ca la avioane. există pilot automat, automat și, și pilotaj manual. Ați pățit vreodată ca într-o operație să renunțați la tehnica robotică și să treceți la tehnica clasică? Am pățit, țin minte că eram așezat la consolă, în spitalul Henri Mondor, într-o operație de chirurgie vasculară, în care un clamp a sărit și o hemoragie fudroiantă a izbucnit în pacient. Nu mai e timp de chirurgie robotică. Fiecare secundă contează. Am sărit de la consolă împreună cu ceilalți colegi ai mei și am convertit, am scos imediat brațele robotului. Dar și de ce s-a întâmplat asta? A fost o defecțiune a robotului. Deși robotul este conceput să prevină asemenea asemenea incidente, Uh, prin alarme sonore și prin alarme Cine vizuale. Și nu a prevenit. Și nu a prevenit în acest caz. Dar bolnavul a fost salvat imediat. Am intervenit imediat. Am convertit acest bolnav și bineînțeles am închis robinetul. Cum se spune? Am suturat aorta acolo unde a fost necesar. Marele avantaj al chirurgiei robotice este precizia. Iar dezavantajul? Lipsa returului, lipsa senzației tactile. Este una să atingi bolnavul, să atingi organul bolnav, organul patologic să-l simți. Este un alt simț, tactilitatea. Ori aceasta cu robotul se pierde. Dumneavoastră, ca pacient, dacă ați avea de ales să fiți operat pentru o operație unde. 50% ar fi recomandat clasic, 50% robotic, e la fel de indicat în ambele feluri, ce ați alege? După ce am lucrat atâția ani cu chirurgia robotică, aș alege chirurgia robotică, dar să fie în mâini bune. Cine dar e să la consolă e important. Bune. Cine e la console e important. Și eu personal aș avea emoții în fața unei intervenții chirurgicale. Dar dacă știu că sunt în mâini sigure și dacă am încredere în persoană, nu știi niciodată, dar întotdeauna se stabilește un contact, un feeling. Așa cum ne povestiți dumneavoastră, Chirurgia e ceva în perspectivă privind lucrurile din ce în ce mai tehnic. Cine și-ar fi putut imagina acum niște decenii o operație făcută la distanță? Știu că prima operație s-a făcut, chirurgul era în Manhattan într-un zgârie nori exact. și pacienta era peste ocean. La Strasburg. Prima intervenție de colecistectomie. Chirurgul era profesorul Jacques Maresco, cu care lucrez în prezent și cu care am multe proiecte de, de cercetare împreună. El, a făcut, El această... a făcut această intervenție chirurgicală pe 7 septembrie 2001. Dar această chirurgie presupune o mare investiție financiară. De câte ori mai scumpă e o operație robotică? Poate fi mai scumpă cu câteva mii de euro, dar avantajul pacientului este enorm mai ales în anumite indicații. Bineînțeles că în alte intervenții chirurgicale, chirurgia clasică sau chirurgia laparoscopică este indicată. Ca să evităm confuziile. Uh -huh. Una e chirurgia laparoscopică. Chirurgia laparoscopică presupune utilizarea unor instrumente de 30-40 de centimetri lungime, manipulate de la extremitate, astfel încât gestul este foarte puțin precis la capătul instrumentelor. Imaginați-vă că aveți un creion de 30 de centimetri pe care îl prindeți de la capăt și încercați să vă scrieți numele sau să scrieți ceva cu un creion lung de 40 de centimetri. Este același lucru. Se pot efectua Bineînțeles, intervenții chirurgicale și foarte precise și se efectuează, dar cu ajutorul robotului precizia este mărită de 10-15 ori. Deci, aveți și calități de inginer. Calitățile de inginer m-au ajutat foarte mult, tocmai prin munca cu inginerii, munca în echipă cu inginerii din statele Unite, cu inginerii din de la NASA, acele laboratoare unde se lucrează și cine inventează în fond aceste accesorii tehnice, roboții din medicină și medicii sau inginerii? Este în primul rând problemă chirurgicală. Noi venim cu intervenția chirurgicală și le expunem inginerilor ceea ce vrem să facem. Ei dezvoltă instrumentele chirurgicale adaptate pentru chirurgia pe care noi o propunem. Trebuie să înțeleagă exact ce vrem să facem. Iar software-ii vin după aceea și programează acele programe chirurgicale dedicate acelui tip de chirurgie. Este Asigură o Asigură mariajul de între imaginația mariajul chirurgului și, și instrumentul, instrumentul propriu-zis. Propriu zis. E interesant, dar vă dați seama, domnule doctor, bănuiesc ce investiția materială necesită toate povestea asta și într-o țară în care nu sunt bani, totul ține de fantezie, nu? Bineînțeles, dar și la noi și în România există roboți chirurgicali. Este o investiție materială considerabilă și pentru țările din vest, și pentru Franța, și pentru Germania. Dar cred că merită efectuată această investiție. Merită dacă ai de unde. Și dacă vrei să progresezi. Și cred că progresul se face cu sacrificiu. Și a fost o provocare pentru mine să învăț aceste noi tehnici. Ei, și ați fost în America și le-ați învățat. Știam că am o misiune precisă: să învăț robotul pe din afară și să mă reîntorc în Europa. Să vă întoarceți la Paris și să, să implementați și acolo să noile, tehnici. noile tehnici. Cum v-au primit francezii? Nu m-am mai primit ca românul care venea <laughs> în Gara de Est cu 475 de franci în buzunar, ci m-au primit ca americanul care venea cu o nouă tehnică care se învețe. S-a inversat raportul. Micul student sau asistent care aterizase din România cu patru ani în urmă sau cu cinci ani în urmă, acum îi învăța pe marii profesori și se deschideau ușile în toate marele spitale ale Parisului, dar nu numai în Paris, în Germania, în Italia, în Olanda, în Anglia, în Spania. În loc să deveniți un chirurg așezat, repet, stabilit la un spital, ați devenit un fel de comis voiajor care zboară de la un spital la altul. Cred că voi fi un comis voiajor toată viața sau poate mai mult, un flying surgeon, cum au poreclit colegii mei din Franța. Chirurgul zburător. Chirurgul zburător. Călătoresc mult cu avionul, am învățat să lucrez în avion, am învățat să-mi fac e urile să citesc articolele în avion, să citesc pentru că 11 ore să traversez oceanul, este mult, dar cele 11 ore sunt cele mai bune pentru mine și cele mai liniștite, pentru că nu sună telefonul, nu sunt e mail și pot să-mi citesc în liniște. O să sună și telefonul acum, că A, tehnica da. progresează. Da. Deci, dumneavoastră, în loc să aveți Idealul de a vă clasiciza într-o anumită operație și de a practica acea operație, repetând gesturile pe care să le stăpâniți bine, dintr-o dată n-ați mai fost mulțumit cu asta și ați vrut să încercați lucruri pe care chiar francezii nu aveau timp sau nu aveau disponibilitate să le încerce. Nu? Dacă repeti ceva prea mult, te plictisești și la un moment dat devine rutină. Dar, ca pacient, ce-ți poți dori mai mult decât să pici pe mâna unui chirurg? Stăpân pe rutina lui, ca să zic așa. Dar nu prea stăpân pe rutina lui. Pentru că atunci un chirurg face greșeli când e prea sigur și prea stăpân pe rutina Ați lui. Ați văzut așa ceva? Am văzut așa ceva. Marele maestru, extraordinar de stăpân pe rutina lui, a făcut greșeli, și noi, asistenții lui, nu am avut curajul să-i spunem despre greșeala pe care a făcut-o tocmai datorită faptului că era foarte aspru cu noi. Ori în chirurgie se lucrează în echipă. Cât de aspru greșit. era, domnule doctor, ca să nu-i spuneți. Striga în bloc operator, dacă noi... Arunca asistenții cu bisturiul? Nu, nu chiar arunca cu bisturiu, dar dacă noi aveam curajul să comentăm despre un gest chirurgical care nu era potrivit, chiar dacă știa că aveam dreptate, eram penalizați. Adică? Nu mai intram în bloc operator două sau trei zile, ne pune alte întrebări despre alte patologii ca să ne încurce și ne demonstra că nu suntem capabili și că el este marele profesor, el le știe pe toate și noi nu știm nimic. V-a traumatizat? Împăținat. Nu m-a traumatizat pentru că întotdeauna am fost tare și mi-am dat seama că învăț din greșelile altora. Domnule doctor, dacă am deschide acum un capitol de mici sfaturi practice, care ar fi, de pildă, un pacient când intră în operație? Știu că un pacient când intră în operație este stresat și e normal, dar întotdeauna îi sfătuiesc să se gândească la ceva frumos. Să gândim pozitiv, asta am învățat-o foarte mult de la americani. Într-adevăr, gândesc pozitiv și gândesc, uh, au un mod de gândire extraordinar. V-am văzut pe internet, într-o fotografie, și erați de-a dreptul gras. Văință? Cât ați slăbit? 17 kg. Ați slăbit cu efort sau ați slăbit în douceur, cum spuneți dumneavoastră în Franța, <gânt> cu blândețe și în cetișor? Nu există o formulă magică și am consultat mulți specialiști nutriționiști și n-am reușit să respect nici o rețetă. Rețeta mea a fost următoarea. Fiind invitat de câte ori merg să operez în atâtea țări, în Germania, peste tot, în Europa, în Statele Unite, toată lumea mă invită după programul operator să luăm cina împreună. Ori ajunsesem la un moment dat să-mi dau seama că în fiecare zi sunt invitat la restaurant, seara undeva, unde lumea este fericită, se mănâncă, se bea. Am reușit într-adevăr să fac două lucruri. Unu, să nu mai beau, să las să se umple paharul și să nu mai ating alcoolul, timp de un an de zile am reușit să fac această performanță, iar al doilea lucru, în momentul în care se comandă un fel, să împart farfuria în două, să mănânc numai jumătate, iar cealaltă jumătate să o las. Deci secretul e simplu să lași în farfurie jumătate, oricât de mult îți place. să lași în farfurie Ați jumătate. Ați înjumătățit totul? Totul. Totul am înjumătățit, iar ca desert, numai fructe. A, desert, numai fructe. tocmai voiam să vă întreb, și felia de tort a stăiat-o două? Deci, fe a stăiat deci nici, nici nu comandam felie de tort, <laughs> întotdeauna numai fructe, numai bazate salată de fructe sau fructe naturale. Și în acest fel, timp de un an de zile, am slăbit 17 kg. Mâncând altfel orice? Orice. Deci ne, Iată, ne e o cură interesantă. Da. Cura Lobonțiu. Cura Lobonțiu care sau a cura dat, Lobonțiu. Sau cura Lobonțiu, care a dat rezultate formidabile și care, așa cum mă vedeți acum, mă simt într-o formă deosebită. un pacient va muri pe masă? Nu mi-a murit niciun pacient încă pe masă și sper să nu, să nu, moară nici de acum înainte. Însă, într-adevăr, programele clinice care le nu fac toată chirurgia mare. Da. Dacă aș face toată chirurgia mare, Uh, poate că aș fi avut pacienți care să moară pe masă. Fac o anumită chirurgie care este bine programată, bine stabilită, cu risc operator uh, de mortalitate minim. Și cred că aici este avantajul pe care l am. Cardiovascular mai operați? Cardiovascular, da. Intervenție de uh, bypass coronarian la Spitalul Henri Mondor cu robotul pe cord bătând, cu robotul Da Vinci. Și bypass-ul e tot o operație fără riscuri? Și bypass este o operație cu riscuri, dar cu robotul este mai puțin risc, pentru că nu se mai deschide sternul, nu se mai deschide toracele, ci doar prin trei mici incizii, de câte un centimetru fiecare, e, reușim să efectuăm această operație. Mâna vă tremură vreodată? Deocamdată nu-mi tremură, mai ales după ce am slăbit 17 kg, nu mai îmi tremură chiar deloc. Bănuiesc că ați învățat tehnica asta de chirurgie robotică pe animale. Tehnica de chirurgie robotică sau tehnica de chirurgie endoluminală sau transorală se învață pe animale. Nu v-a fost milă? Ție milă de ele, bineînțeles că ție milă. Pentru uh, că toate mor, nu? Pentru că uh, nu toate mor. Câinele este un model foarte bun pentru refluxul gastroesofagian, pentru această patologie. Și am operat pe porci aceia mor, dar pe câini cărora le-am fixat refluxul, acei câini nu mor. Și sunt adoptați de anumite familii. Orice tehnică operatorie se experimentează pe animale. De aceea am ajuns să avem o calitate a vieții mai bună de aceea trăim mai mult astăzi pentru că experimentăm totul pe animale la început. Cât costă cel mai complex robot? operator, acel faimos da Vinci. da Vinci, poate să ajungă între un milion și jumătate de euro până la 2 milioane de euro. Dar În asta funcție nu e nimic pentru că pe urmă, costă întreținere. pe urmă costă întreținerea cam peste 100 de mii de euro pe an, pe oh. urmă costă consumabilele, instrumentele chirurgicale între 1.000 și 2.000 de euro pe, pe pacient. Deci într-adevăr este un cost este un cost non-neglijabil. Non-neglijabil, adică e teribil de scump, de scump pentru o medicină săracă. Este, este. Dar cred că putem avansa și trebuie să avansăm. Chiar dacă medicina este săracă, trebuie să facem eforturi și să avansăm în acest sens. Ce vă place cel mai puțin la medicina românească, la lumea medicală românească? Obscuritatea. Ce înțelegeți prin mult, obscuritate? Înțeleg sistemul care încă este obscur. Nu este atât de transparent ca în, în țările occidentale. La ce vă referiți? Mă refer la tot. La prețul unei operații, la, la sinceritatea cu care se pune un diagnostic, la onestitatea față de pacient. Pe mine nu mă interesează dacă pacientul are bani sau nu are bani. Eu pun un diagnostic, tratez operația și banii îmi vin din altă parte. Asta dar... în Franța? În Franța. Dar în România, ziceți, nu se știe cât costă o operație pentru că fiecare dă cât poate? Cred sau cât nu îi zi... spune vecinul ca dat? Bineînțeles, da. O operație, o colecistectomie în Franța sau în Germania, pot să spun exact cât costă, dar. Pe nu când cred în, că în România este Radio Șans care îți cred spune că cât da, se cred... mai dă la o operație de fiere? Se poate, se poate, nu știu. Nu știu și nu vreau să intru în această polemică, dar nu știu care este sistemul în România, dar, într-adevăr, în Franța sau în Statele Unite știe exact cât costă. Și ca medic m-ar deranja să lucrez într-un mediu în care să nu fiu liber. Îmi place să fiu liber. Vă referiți la lipsa de libertate pe care ți-o dă sărăcia sau dependența de plicul unui pacient? Dependența de plicul unui pacient, dependența de șeful de clinică sau șeful de serviciu. Care e mai de, puternică care în care România puternic. decât în Franța? E mai puternică în România decât în Franța. Deci, Fran... și în Franța există, poate că sunt un caz excepțional. Părinții da. sunt mulțumiți în fine s-au împăcat cu ideea? Ei în fine s-au împăcat cu ideea și și-au dat seama. Că ceea ce am realizat în Paris și nu numai în Paris, dar în Statele Unite și în Europa, nu reușeam să realizez rămânând în Târgu Mureș. Asta e tristețea. Când credeți că un om, în ce secol, domnule doctor, o să poată fi în avangarda medicinii internaționale rămânând în Târgu Mureș? Nu știu dacă este posibil sau nu. Este o întrebare la care nu cred că am răspuns. Sora a făcut carieră la Paris? Sora a făcut carieră, ea este măritată cu un francez, au o casă acolo, ei sunt bine, foarte bine. Are un copil de șase ani, ne vedem foarte des și are o carieră profesională asemănătoare cu a mea, tot așa, cu foarte multe contacte în Statele Unite. Este directoare medicală pe Europa la fel ca și mine, pentru alte societăți, a prins acest gust de la mine să ai uh, două caschete, cum spun francezii, și pe cea a chirurgului, Aha. și pe cea a cercetătorului, și a businessmanului medical, și al cercetării medicale, și al managerului da. în sistemul medical. Situația dumneavoastră. Într-adevăr, sunt și chirurg, și businessmen businessman de... în domeniul medical. Contactez echipele în Germania, în Italia să am Ca o să structură. le propuneți vânzarea aparatului? Ca să le propun dezvoltarea programe rol clinice, nu mă ocup de vânzare. Sunteți primul care aduce vestea. Care aduce vestea și care spune, este o tehnică nouă, de care nu ați auzit, asta este tehnica nouă, fac prezentări, sunt invitat la congrese internaționale, am echipe multidisciplinare. Sediul european este la Paris, într-un turn de 33 de etaje, am biroul la etajul 33. Și priviți Parisul și în gândul dumneavoastră spuneți, anu dă, am învins. Anu <laughs> de, <dă>, am învins. <laughs> și viața dumneavoastră? istoria din spatele acestei cariere, care e? Ați plecat din Târgu Mureș, tânăr și liber? În 97 m-am căsătorit, iar în 2001 s-a născut Victor, băiatul meu, iar în 2004 s-a născut Alisa. V-ați căsătorit cu o franțuzoaică? Nu, întâmplarea face ca să mă întâlnesc tot cu o româncă plecată de mult, pe când avea 18 ani. Ce mezerie făcea? Director financiar la o societate de petrol. În, cu sediul european la Paris. Și cum s-a împăcat, domnule doctor, viața asta cu navetă peste ocean, cu spital de dimineața până noaptea, cu familia? Într-un prim timp am reușit să o împac foarte bine, deși eram foarte mult plecat. O soție de chirurg trebuie să înțeleagă că e mult sacrificiu, eram foarte mult plecat, eram în gărzi, eram în bloc operator, eram în deplasări în Statele Unite, până când, la un moment dat, într-adevăr, există o explozie. Ca în explozia financiară, se poate compara și pe plan. Personal, întrucât, într-adevăr, la un moment dat, trebuie să faci o decizie. Iarăși, o schimbare. Încă o schimbare în viața, nu profesională de această dată, în viața personală, în care sunt iarăși la un început de drum. Mai pe românește spus, am divorțat. Am divorțat. Pff, sunt blocat. Nu sunteți Recent, blocați, da, sunteți da, divorțați sunt, <laughs> da. și sunteți deblocat, domnule și doctor, spune ca să da. fac o glumă. Și sunt deblocat <laughs> da. acum, da. La rece privind lucrurile și cine le poate privi mai rece decât un om care prin meserie da, e da. sortit să privească rece? La rece da. În ce măsură credeți că sunteți un profesionist care a sacrificat pe altarul profesiunii familia? Am sacrificat pe altarul profesiei mariajul. într-adevăr am pus mult accent pe profesie. Însă cred că nu acesta este singurul element. Doi adulți se întâmplă la un moment dat să evolueze diferit. Dacă ai alte idealuri în viață care nu mai corespund... Unul vrea în Africa de Sud și altul la Polul Nord. Unul vrea în Africa de Sud, altul vrea la Polul Nord, unul vrea în România, altul vrea în Franța. N-ați vrut să veniți la București, să vă angajați la un spital și să o luați de la zero cu un bisturiu în mână. Nu. nu. <laughs> copiii ce au înțeles din asta? Copiii au înțeles că tatăl iubește, că mama iubește, copiii sunt fericiți, simt ca o dragoste din, din partea ambilor părinți. Le-am explicat că vor veni, se vor instala în România, că tata oricum era plecat tot timpul cu avionul, voi veni, voi lua ori de câte ori avionul și poate că e mai bine așa, pentru că voi veni mai des în România, imediat ce voi avea posibilitatea, la două săptămâni, iau avionul, vin un weekend, Uh, ei vor veni în Paris și viața ne rezervă multe surprize. Ei știu, tata lucrează peste tot, în spital, în Germania, în Italia, în Olanda, în Statele Unite. Ei știu de l'autre bout du monde. Când îi sunt din străinătate, ei mă întreabă ce oră e la tine acolo, când dormi, cum dormi. Ei zic, acum voi vă culcați, acum eu mă scol, trebuie să operez. Când voi vă veți trezi din somn, eu am terminat ziua, mă culc eu. Deci ei sunt obișnuiți, ei sunt niște globtrotări, ca și mine peste tot unde am fost în vacanțe, am dus cu avionul, ei se descurcă foarte bine și nu le e frică. Sunteți un profesionist al secolului 21. Aveți o mobilitate teribilă, aveți disponibilitate, vă place să schimbați. Nu vă atașați de o sală de operație, nu. de o casă, apropo, la Paris? Te atașezi într-un fel, de casă te atașezi. De casă te atașezi unde când vezi camera copiilor care rămâne goală, într-adevăr îți vine să plângi. Îți vine sau chiar plângi? Plângi, cine n-a plâns. Însă, întotdeauna trebuie să nu privim înapoi și să privim doar înainte cu optimism și cu dinamism ceea ce a fost ieri, a trecut. Și dacă uh, povara zilei de azi este încărcată și cu povara zilei de ieri și va mai fi încărcată și cu povara grijilor zilelor următoare, e o povară insuportabilă. Așa că sunt de părere, trăiește ziua de astăzi, fi deschis, fii optimist fi deschis la tot, personal, profesional și avansează. Dumneavoastră nu trăiți în România asta, nu vă ocupă tot timpul? Da. Cum vedeți țărișoara dumneavoastră? Văd că se dezvoltă, văd că există pe an ce trece din ce în ce mai multe posibilități. Cunosc foarte mulți colegi, nu neapărat medici, manageri care s-au reîntors în România, în București. Dar România dumneavoastră care e? Este România în care vin cu plăcere în vacanțe ca să mă relaxez. Și care e locul în care vă simțiți cel mai bine? Lângă Târgu Mureș, la 60 de kilometri de Târgu Mureș într-o vilă pe care a construit-o tatăl meu acum 20 de ani în Munții Gurghiului pe un deal, văd munții în față nu-mi trebuie altceva nimic, îmi iau cafeaua dimineața sunt așezat și, și e ceva, închid telefonul mobil, nu mă sună nimeni și știu că două zile sau trei zile că nu stau mai mult decât două sau trei și zile muntele. eu și muntele și părâu care trece prin curte, după care mă reîntorc în Paris și iarăși începe activitatea de dimineața până seara, zile care se înlănțuie necontenit și avioane și hoteluri și activități operatorii și intervenții chirurgicale. Care... Și că e o vorbă, cine îmbrățișează prea mult, nu îmbrățișează bine. Ați avut vreodată regretul că n-ați devenit numărul 1 într-o mică porțiune a chirurgiei? Nu am avut acest regret pentru că sunt o fire care îi place să călătorească. Până în 89 n-am ieșit nicăieri la noi în casă nu se știa ceea ce e acela un dolar sau ceea ce e aceea o marcă. Un Era și interzis. Era și interzis, știu, și tatăl meu îmi spunea, învață engleza și franceza. Bunicul meu îmi spunea, sistemul acesta nu poate să țină. Da? Trebuie să fii pregătit, trebuie să ai o meserie care să-ți dea o stabilitate, fă medicină și cu asta te descurci. Sigur, acest sistem se va prăbuși. El a prins căderea comunismului? Nu, a murit în 87. Cum îl chema pe bunic? Gheorghe. Și mai cum? Datcu. Era profesor de limba română din Timișoara. Petreceam vacanțele în Timișoara și ascultam eu Europa liberă, amândoi. Tatăl meu îmi spunea, ai grijă să nu ne, să nu ne afle, să nu ne, să nu ne prinde, dar în fiecare seară ascultam Europa liberă și știam pe undeva ceva se va întâmpla, simțeam. Cel mai greu lucru în meseria asta pe care o faceți, care e? Cel mai greu lucru este când sunt departe de copiii mei. Ceea ce îmi lipsește cel mai mult acum este timpul timpul care mi-e măsurat. În privința timpului n-ați descoperit niciun secret. Dar cred că avem datoria să ne facem timp și pentru noi. Însă libertatea am descoperit-o. Libertatea am descoperit-o și cred că libertatea este cel mai important lucru. Să spui ceea ce gândești și să fii liber. Socrate, când a fost condamnat la moarte, a spus Viața puteți să-mi luați, dar nu veți putea lua niciodată libertatea. Și acest lucru nu mi-l poate nimeni lua libertatea de a alege, curajul de a alege. Când am ajuns în Paris, am avut colegi care, într-adevăr, spuneau, a, ești românul care ai venit, nu știu care sunt șansele tale aici, depinde cum te descurci, după care au văzut că am început să mă descurc bine, am început să fac gărzi pentru că lucram dublu decât ei. Nu e și ce să ați luat-o ușor. Am luat-o ușor. După care, când le-am spus, plec în Statele Unite și renunț la post în Franța, mi-au spus, ești, ești nebun. Nebun. Astăzi, când mă întâlnesc cu ei, îi simt blazați, sunt tot în același loc de muncă în care am lăsat, acum 10 ani, când am plecat pentru chirurgie robotică, sau 11 ani, când am plecat în Statele Unite. Eu le povestesc cum este în blocul operator în Amsterdam, cum este în Italia, cum este în Palma de Mallorca, câți bolnavi am operat în Palma de Mallorca, câți am operat în, în Grecia, în Atena, iar ei îmi spun același lucru. Ce bine ai făcut. Că ai plecat, <laughs> pentru că noi am rămas tot aici, tot cu aceeași profesor aceleași paturi, aceeași pereți și ne-am săturat de acest bloc operator. Și le spun, de ce nu plecați? De ce nu ați plecat? Și de ce nu ați mers voi în Statele și ce Unite? spun? De ce nu plecați? Nu au curaj! Pentru că toți avem o dimensiune burgheză. Pentru că tuturor probabil ne place stabilitatea și nu avem toți curajul să fim curajoși. Și e o vorbă care vi se potrivește, domnule doctor, norocul îi ajută pe cei îndrăsneți. Presupunând că s-ar face despre dumneavoastră un documentar, ce titlu ați alege? Eu cred că aș alege un titlu care ar suna cam așa, chirurga tipic.